În perioada 26-28 decembrie, în piața primăriei din Câmpul Lung, vor fi 3 seri de spectacole de colinde, datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, prezentate în cadrul evenimentului Sărbători de Iarnă. În fața unui public generos, în prima zi a urcat pe scenă în deschiderea spectacolului grupul de colindători Mlădițele Mihăieștiului, sosiți tocmai din comuna Mihăiești, în frunte cu mentorul lor, profesorul Liviana. Începând cu orele 18, în fiecare seară, între 18 și 20, 20-30, vor fi spectacole, vor veni colindători care să vă colinde și avem și surprize pentru dumneavoastră, dar fiecare la momentul oportun. Deschidem, deci, cea de-a patra ediție a acestui concert de colinde, obiceiuri și datini de Crăciun și Anul Nou cu un grup de copii. Un grup de copii de la Mihăiești. Ei se numesc Mlădițele Mihăieștiului. Vă rog să-i primiți cu aplauze. Sunt elevi ai Școlii de Arte și Meserii din Pitești, secția externă Mihăiești. Ferestre, flori de măr. Și la anul când venim, sănătos să vă găsim. Și la anul când venim, sănătos să vă găsim. Și colinda lui mai multă flori de măr, să trăiască cine ascultă flori de măr. Și tare ne-om bucura flori de măr, un covric dacă mi-ți da flori de măr. La anul și la mulți ani! Te trecem în grabe multe, un boboc de flori frunte, suiepote ca la munte, și rămân cu dorul multe, numai de mine știute. De la Poenarii de Mușel a poposit pe scena din piața primăriei binecunoscutul grup folcloric Miorița, condus de Samuel Sârboiu. S-a născut Domnul Sfânt, florile tale, delele de măr, Dumnezeu de acest pământ, florile tale, delele de măr, ia te scoară tu, Domn mare, florile tale, delele de măr. Sănătate și vesuri pentru dragi de suflet. Mâna! Hey! Hey! Aho, aho de anul nou, când găina n-are om și cocoșul n-are gușă, 15 lei să-mi dai mătușă, de urat am mai urat, dar mă tem că v-am serat și noi suntem mititei, ne mănâncă câinii răi, mâna! Dau și eu cu izbitura la urete clopoței, la obincă zurcălăi. Ia mai mânați, măi, flăcări, și vorbiți în pice noi. Când eram și eu mai mic, aveam semne de voinic. Când eram de anii 9, furam cloșca de pe ouă. Când eram de 16, gustam vinul de-i rece, cârciuma de-i răcoroasă, cârciumărița de-i frumoasă. Când eram de 20, tăiam pe turci și pe greci. Acești turci m-au legat și la temniță m-au băgat. Tu vom fi cu armele noi, mai toți turcii mă face țărâni. Arde cealaltă. Băi, soldate, prea soldate. Ce să-ți dau să mă dai scăpat? Baga mâna în cingătoare și ia punga mea cea mare. Banii mei de-nsurătoare. Tu să ai bani de-nsurat. Și pe mine să mă fac scăpat.
Atmosfera s-a încins atunci când glasul bărbaților din grupul vocal Doruri Mușcelene a răsunat în piața primăriei, iar cei prezenți s-au prins în horă și au jucat așa cum numai pe la Mușcel se mai întâlnește. Așa, așa. În această seară au încântat publicul grupul de colindători Colind, condus de Liviu Cioacă, ansamblul folcloric Carpații sub îndrumarea profesorului Nelu Horobeanu, Brezaia de la Rucăr și Victor Socaciu. Joi, tot pe scena din piața primăriei, începând cu ora 18, vor colinda și vor cânta pentru mușceleni grupul Plaiuri Mușcelene, Roșcovoitorii din Dragoslavele și, ca invitați speciali, formația Schimbul 3 by Adrian Ordean.